și cu studii economice poți să faci muzică, pentru că de la cifre la muzică este un singur pas, iar Tatiana Romaniuc este un bun exemplu ce ne demonstrează asta. Este contabilă de meserie, iar de ceva timp îmbină armonios formulele matematice cu notele muzicale. Mai multe despre ea aflăm în reportaj. Te-am întâlnit într-o seară frumoasă, mi-ai spus că sunt floare aleasă. De mică a fost pasionată de lumea calculilor. Iată de ce a devenit contabilă de meserie. A activat mai mulți ani în cadrul primăriei de Hâncești. Ulterior a plecat peste hotare alături de familia sa, însă nu s-a regăsit acolo. Eu am stat acasă. Poate aceasta a fost cauza că nu m-a regăsit. Eram cu băiețelul mai mic și nu puteam nici să muncesc. Adică doar soțul muncea și a fost chiar greu, a fost. Odată revenită acasă, s-a angajat la o publicație regională în calitate de contabilă, lucru ce îi oferă posibilitatea de a fi alături de cei doi copii ai săi. Acasă sunt mamă și soție. Mamă și soție. Mă strădui tot din adinsul. Când am timp liber, totul îl petrec alături de familie. Nu pot să zic că sunt super încărcată, adică toate le fac așa pe rând și nu simt nimic complicat din asta. Cei cu care activează cot la cot sunt mândri că au o asemenea colegă și susțin că Tatiana este cea care le creează buna dispoziție în fiecare dimineață. Sunt foarte mulțumită, mă ajută, m-a învățat unele chestii care probabil că eu nu aveam să le știu nici până acum. Face lucrul la timp, calitativ, nu am probleme, niciodată nu mi-a creat incomodități. De obicei nu cântă, dar zâmbește. E așa, e o fire care iubește să zâmbească și întotdeauna zâmbetul predomină în față și asta e plăcut la ea. Lumea calculelor necesită multă atenție, totuși dacă merge în unison cu muzica, acestea devin cel mai frumos tandem. În aceste momente, cine credeți că se află pe canapeaua noastră? Da, evident, colega voastră, dragilor, cei care au zis că nu te-au văzut niciodată cântând, pentru că nu-ți place să cânți. La lucru ești profi și faci ce știi? Ne facem meseria, bună seara! Bună seara, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație! Deci, aveți o atmosferă chiar de sărbătoare, frumos aici, călduți! Pentru că ai și tu și o melodie tot de sărbătoare și trebuie să fie cântată la noi aici în emisiune. Cu mare drag! Cum ai făcut cunoștință cu doamna Stoianov, cea care de fapt cumva te-a motivat să faci muzică pe lângă jobul tău obișnuit? Eu îi zic doamnei Maria Stoianov că este mentorul meu, deși dumneavoastră asta nu-i place, dar cum am făcut cunoștință? Întâmplător, i-am dat un telefon, am stabilit o întâlnire și mi-a zis din start, dacă nu o să-mi placă de tine, chiar nu-ți compun nimic. Da, doamna Stoianov este foarte directă, da, și apreciez acest lucru, da, la oameni. Din cauza asta și m-am îndrăgostit de ea privind-o la multe emisiuni și i-am zis că, uite, cu acest om direct, vreau să colaborez, să încerc să colaborez. Ai trecut testul de, da, proba de foc, da? Da. Mai întâi de toate am făcut o piruietă, mi-a zis, fă o piruietă. Să te văd. S-a gândit că sunt contabil, adică din spusele mele pe telefon, se gândea că o să vin una așa mai plinuță, cu ochelari, zice, cine știe cine mai vine la mine? Dar așa, ia uitați-vă ce fată frumoasă, ce mamă frumoasă, trebuie să apreciem acest lucru. Și deja ai înregistrat câte melodii cu dumneai? Am deja 7 melodii în colaborare ușor, cu dumneai. Face numărul de album, pentru album. Da, ușor, ușor, gust și eu din această profesie tare, e grea profesia asta a artiștilor. Mai bine stau eu acolo în lumea cifrelor. Dar ce să facem? Acest hobby chiar... De mică, de fapt, îl aveai. Tu ai activat și în ansamblu, nu? Da, am cântat într-un ansamblu folcloric de la noi din oraș din Hâncești. Am făcut vioară. Am participat chiar și la concursuri, la Tamara Ciobanu, la Micul Prinț. Mi-amintesc când am participat la Micul Prinț, mi se pare că Adrian Ursu a câștigat atunci acea ediție. Ia uite! Și totuși, nu ai vrut încă de atunci să continui muzica? Ai mers la SEM, ai vrut să faci economie? Sau părinții au zis că mai faci, trebuie un job, un lucru și de și părinții, dar și, știți, pentru un viitor mai sigur este să ai și un studiu aparte.
în afară de muzică, da? Da, pentru că muzica poate să suplinească, știi? Câștigi bani din alt parte și bagi muzică. Da, asta. Adevărul, până când crește notorietatea, crește numele, te plac cei de acasă și ușor devii interpretă cu acte în regulă. Vedem. Prin cumul. Nu tindem spre asta, dar cred că așa vrea bunul Dumnezeu, nu știu cum. Chiar această perioadă de luna decembrie a fost practic atât de plină, nu așa cum a fost pe parcursul anului, dar venim și noi cu premiere noi, cu piese frumoase și mergem înainte. Hai să ascultăm una dintre aceste melodii. Da, vin acum cu un colind, da, în premieră este. Scris muzică și text de doamna Maria Stoianu, aranjamentul mi l-a făcut domnul Olnikovski. De fapt, chiar doar cu ei doi colaborez. Uh-huh. Mai am și o piesă scrisă de Cătălina, fiica Mariei Stoianu, dar după venim și cu ea aici la dumneavoastră în platou. Așa să fie. Să fie începutul de bun augur. Te invităm aici. Uitați-vă ce doamnă contabil, cratimă, interpretă frumoasă avem în această seară. Ne place să vă descoperim pe voi cei de acasă, așa că primiți acum în brațele voastre acest nou nume din showbizul de acasă. Ce seară frumoasă, lumini peste tot, se aud colinde prin sat. E magic afară și ninge frumos, e Crăciunul mult așteptat. Creștinii coc pâine și vinul e fiert, așteaptă oaspeți în prag. Și candela Crăciunul mult așteptat. Azi îngerii ne colindă frumos, e atâta lumină divină. Este Crăciunul cel luminos, casa cu oaspeți e plină. Doamne, ai grijă de noi, iartă-ne, e Crăciunul mult așteptat.